6 ore cu masca, copil. Da, este o problemă și trebuie probabil să găsim o soluție încât el să stea în aer liber măcar și fără mască. Nu poate să, un copil e foarte greu să utilizeze masca atât timp și, cum vă spuneam, cred că utilizarea măștii textile, care este recomandată pentru copiii sănătoși, masca medicală este recomandată pentru copiii care au alte afecțiuni cronice care le-ar putea, bună precizare, le-ar putea pune în pericol sănătatea, pentru că i-ar putea să facă infecții care să se complice. Masca textilă este mai ușor de purtat, este mai simpatică. Dacă o facem adaptată școlii, adaptată copiilor, cred că este o foarte bună, este o foarte bună soluție. Iar profesorii, e bine să poarte o mască medicală, pentru că ei sunt într-un fel mai expuși, pentru că interacționează cu toți copiii dintr-o clasă și atunci e bine ca, dacă prin întâmplare, în absurd, un profesor, să zicem, că ar fi infectat și nu știe acest lucru, masca medicală protejează în măsură foarte bună. Pediatrul Craiu, aici la Digi24, ne-a spus că el recomandă niște momente de fără mască. În mod, exact în mod organizat, copiii să aibă niște momente în care să-și poată da jos masca. Scoate masca, să poată respira, să poată vorbi, dar acele momente în care scot masca trebuie să fie momentele în care se respectă distanța. Eu vreau să vă spun că toată discuția asta și cu paravanele trebuie, cred, eu sigur, eu nu sunt expert al Ministerului Educației, acolo am văzut că există un corp întreg de experți care au făcut și ghiduri și așa mai departe, dar ar trebui cu ținut cont și când discutăm despre aceste separatoare, ele trebuie să permită într-un fel și circulația aerului și un alt lucru care este extrem de important, să fie perfect transparente, să fie curate, pentru că de obicei copiii nu se uită doar înainte, nu? Se uită și în dreapta, se uită și în stânga, câteodată plasarea băncii impune o privire din lateral către profesor și lucrurile astea toate trebuie luate în considerare și dacă se ia această hotărâre a apariției acestor paravane să fie făcută orice problemă legată de adaptarea copilului la procesul didactic să se țină cont de această... Cât de des să aerisească? Cât de des să se aerisească o clasă? Clasa trebuie aerisită în pauză. În fiecare pauză? Deci în fiecare pauză, oră... dar acum, știți, acum nu e niciun fel de problemă. Temperatura ambientă exterioară, temperatura exterioară este... ridicată, nu știu ce vom face în timpul iernii. Și în timpul iernii trebuie aerisite clasele, dar trebuie și încălzite în consecință, încât după câteva minute de aerisire a clasei, în timpul în care copiii sunt în afara clasei, ei se poate reveni în condiții de confort. Și astea sunt toate elementele, astea trebuie, din punctul meu de vedere, ar trebui discutat. Câteva sfaturi pentru copiii mici. Cu copiii mici e greu. Copiii mici nu stau nici măcar pe scaun. Da, este foarte greu. Există aceste trei categorii de vârstă la care se recomandă sau nu se recomandă masca. Deci copiii până la 5 ani nu poartă mască. Copiii între 6 și 11 ani poartă mască în funcție de contextul epidemiologic și poate că într-un anumit moment ne vom gândi și la această eventualitate. Iar copiii mai mari de 12 ani poartă masca la fel ca și adulții. Dumneavoastră probabil că mi-a spus întrebarea pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și cei care 11 ani, adică probabil să zicem între 6 și 8-9 ani, când sunt mai... sigur, ei pot fi educați, depinde foarte mult însă de contribuția părinților la acest proces educativ, adică să-i stimuleze și prin exemplu personal să poarte masca, chiar dacă nu se poartă masca în casă, dar în diverse activități, în spații închise, dacă ei văd că totdeauna masca este utilizată, atunci cu siguranță vor adopta și chiar prin spirit de imitație comportamentul adulților. Dacă comportamentul adulților este diferit și copilului se spune să poarte masca, iar părinții dau exemplu că nu poartă masca într-un spațiu închis, atunci o să fie foarte greu de
convins copiii. Și de asta vă spun că lucrurile nu pot fi făcute doar cu o singură contribuție din partea școlii, din partea autorităților sau numai a părinților. Și cu o măsură unică. O măsură unică. Trebuie să existe însă un lucru foarte important, trebuie să existe o gândire și o coordonare și o coordonare a întregii activități, care vedeți că are elemente de natură educativă, de natură organizatorică și de natură logistică, pentru că știu eu, amenajarea claselor, achiziția de măști, achiziția de dezinfectanți, de materiale sanitare, toate trebuie aduse undeva sub o umbrelă, sub o coordonare, pentru că această separare a responsabilităților până la sfârșit și o lipsă de integrare duce la imposibilitatea unui proces eficient de control. Și acum problema.